Preotului Ion Vianu, chiar înainte de a intra aici în stand, pentru lansarea seriei de autor Matei Călinescu la editura Humanitas, că sunt cumva mai emoționată decât la orice altă lansare și, slavă Domnului, cred că mă pot deja lăuda cu câteva mii de lansări de acum. Dar sunt emoționată pentru că vorbim despre cărțile unui autor pe care l-am prețuit enorm ca studentă și despre cărțile unui om pe care l-am prețuit și l-am îndrăgit enorm mai târziu când m-a costat să-l cunosc și consider că întâlnirea mea cu Matei Călinescu e una dintre acele întâlniri necesare, formatoare și luminoase. Sunt primele volume din seria de autor pe care, urmând pe cât de aproape editura, își propune să o ofere cititorilor. Sunt două titluri deja cunoscute, sunt două titluri clasice deja, Viața și opiniile lui Zaharia Slichter și Portretul lui M, cărți care au generații deja de cititori și, desigur, ca volum în jurul căruia ne și adunăm astăzi, mai mult decât orice, acest un alt fel de jurnal, Ieșirea din timp, o carte a condiției umane, o carte care ne arată că Matei Călinescu a avut îndrăzneala de a pune pariul cu viața, pe de o parte de a pune pariul cultural cu viața și de a-l câștiga atât de spectaculos, cărțile lui sunt dovada, dar în același timp este un pariu imposibil pus cu viața aceea care ți se dă fără să o ceri și care, mai ales, ți se termină fără să o ceri. Despre această carte excepțională, cutremurătoare, fără de care cred că niciuna dintre celelalte cărți ale lui Matei Călinescu nu poate fi înțeleasă de astăzi încolo, vor vorbi invitații Humanitas de astăzi, domnul Ion Vianu, Raluca Dună, în îngrijirea căreia a apărut acest un alt fel de jurnal, care cred că, la fel ca și mine și poate încă prea puțin alții, 7 ani am tăcut chitic și n-am dat de veste că așteptăm să se împlinească cei 7 ani doriți de Matei pentru a publica acest jurnal inedit și Dace Mihăilescu, cel din tâi prietenul Ion Vianu. Mulțumesc! Cred că cuvântul eu este detestabil, dar totuși trebuie să începem a spune că sunt cel mai vechi prieten al lui Matei Călinescu și că fiecare din cărțile și fiecare din paginile pe care le-a scris am aș avea câte ceva de spus despre el. Și aș începe cu acei ani 50, ani în care noi terminam liceul și ne petreceam verile în parc, unde unii dintre noi lucrau ca bibliotecari la masa biblioteci din parc, în care erau tot felul de exilați ai vieții publice. Era aproape un loc, un fel de lagăr foarte agreabil, în verdeață, unde erau trimiși oameni care erau în afara circulației, la Dimir Stăinu, de pizza, cel mai bătrân dintre ei, poate nu cel mai bătrân, dar unul cel mai bătrân, care era încă înaintea anilor de închisoare, dar și Mitică Peristeri, o figură care se cere încă cercetată și făcută publică, și Tudor Țopa, și un personaj extrem de original, Genu Gelber, care a fost prima matrice a lui Lichter. Acest Genu Gelber, un mistic, cabalist, patetic, în același timp un clown și un înțelept, un dansator pe sârmă și un talmudist, un personaj extrem de original, ne atrăgea, ne fascina pe toți. El era, între altele, și un fel de naturist și îi plăcea să se plimbe la aer, să putea întâlni de la 6 dimineața, făcându-și plimbarea în parcul Herăstrău. Și pe noi ne amuza extrem de mult, dar aveam și de învățat de la el, pentru că avea tot felul de teorii. E bine, acest Genu Gelber, care apoi s-a exilat în Elveția și l-am regăsit eu însumi în exil în Elveția, încercând să conving mediile filozofice locale, că este mare metafizician, ceea ce poate și era, în anumit sens al cuvântului, foarte neconformist.
Acest genul Gerber este nucleul personajului Zacharias Lichter, care și ajunge aici la apariția cărții în 1969, a fost un adevărat trezne în ce senin. În ce sens? În sensul că a făcut parte din acea renaștere, a zice, a literilor române în anii 60, când a urmat o primă eliberare de sub carcanul realismului socialist, în același moment în care își făceau apariția autori ca Nichita Stănescu, în primul rând, Nicolae Vreban și mulți alții, pe care nu vreau să-i enumăr. Cartea lui Matei a fost o floare din această renaștere a literaturii de române și a non-conformismului. Pentru că așa a fost resimțită. Ca să poți aborda tematica mistică, se dea un anumit curaj. Și cu atât mai stupefiant a fost faptul că cei care ar fi trebuit să reacționeze nu au reacționat, nu? Ca și cum n-ar fi avut curajul să înfrunte această renaștere, această reexpoziție, această dezvoltare care s-a anunțat și care, de fapt, a fost sufocată în cele din urmă sau diluată în valul protocronismului, altor fenomene culturale care nu mai erau cenușii. De fapt, mi-ar place să fiu contrazis, dar am impresia că o singură critică negativă a avut despre atunci. A unui cunoscut teoretician marxist, un om de altfel foarte erudit și onorabil, aș putea spune, da, onorabil, m-ar grea faptul că era marxist, care a scris o cronică complet negativă, spunând că acolo e un personaj, că nu ne interesează problematicile unui mistic și că putem să ne trecem foarte bine. Ei bine, nu vă puteți să închipui cât de hulit a fost și cu ocazia asta mi-am dat seama ce energie interioară avea această mișcare de renaștere. Cât despre declinul ei prin plecarea unor actori, cum a fost Matei, fie prin îmbolnăvirea lor gravă, cum a fost Nichita Stănescu, acest elan a fost condamnat. Și a doua ediție în românește a apărut abia după Revoluție. A fost fără doar un eveniment, dar între timp se pregătea, Matei însuși ar fi vrut să publice o traducere. Și această lentă presiune a dus la rezultate și astăzi este iminentă apariția lui Zacharias Lichter într-o foarte bună serie zisă de clasici a editura New York Review of Books. Deci iată, Lichter a ajuns un fenomen internațional și sunt sigur că se mai impune. Despre memoriile jurnalul referitor la Matthew, am fost primul cititor acestei cărți. Am trăit cu Matei doliu și imposibil la vindecare de acestei tristeți profunde. Trebuie să spun că amestecul de obiectivitate și de patos, de suferință reală în această carte este cu totul neobișnuit, este o formulă pe care nu o pot clasifica. În sfârșit ajung la memorii, de acest ultim jurnal, acest altfel de jurnal, nu? Un altfel de jurnal. O carte pe care de asemenea o trăiesc cu fiecare pagină ei, pentru că am fost martorul și confesorul, ca să zic așa, desemnat al lui Matei, în această halucinantă cursă către ieșirea din timp. De câte ori am vorbit cu el despre ieșirea din timp, de câte ori am realizat cu, în același timp, curajul extraordinar și vertijul pe care această evidentă confruntare cu moartea i-a prilejuită. De aceea am citit cu sufletul la gură
acesta în spate de avărul. Și vreau să spun că ceea ce ar fi trebuit să mă aștept, dar am acum proba materială, că cariera postumă lui Matei Călinescu se poate, cred că va depăși pe cea antumă. Adică acum iese în evidență întreaga de personalitate și care se va contura din ce în ce mai mult prin jurnalele care o să apară, prin corespondență care este enormă. Numai între mine și el sunt vreo 2000 de scrisori care sper să apară la un moment dat. Suntem într-o cursă cu timpul, când trebuie totuși bătut fierul cât e cald, dar opera, el a spus odată că opera lui este, opera lui științifică, se explică prin actul, prin ființa lui întreagă și prin subiectivitatea lui și cred că acest lucru va putea fi dovedit și va da o amploare, o dimensiune neobișnuită personalității lui. De aceea, acum se vine 7 ani de la viața lui, de la moartea lui. 7 ani sunt niște vărni, nu? E trece la unor vărni. Încă din cunoscute chiar de budismul tibetan și care parvin și în credințele creștine despre moarte. Dar acest 7 ani este semnificativ, el a vrut-o așa, că acest 7 ani, după trecerea lui în viață, începe cariera lui postumă, care ne-l va restitui întreg și mai mult decât întreg. Vă mulțumesc! În calitate de editor, cred că în primul rând ar trebui să mulțumesc Lidiei Boda. Cred că aveți în față niște mai mult decât cărți, nu știu, sunt un fel de corpuri foarte frumoase, așa cum merită spiritul acestor cărți. Atât Zaharias Lichter, cât și Portretul lui Emu sunt mai mult decât niște reeditări. Portretul lui Emu este practic o altă carte refăcută după ediția englezească, care este cea agreată de autor. În calitate de editor al acestui jurnal postum, aș vrea să vă spun că, la fel ca și Lidia, am resimțit toată munca legată de editarea acestui jurnal ca pe ceva foarte dificil, foarte frumos, dar foarte, foarte dificil. Am avut marele privilegiu de a-l fi cunoscut personal pe Matei Călinescu, pe care l-am cunoscut prin Mircea Ivănescu, pe care iarăși am avut marele privilegiu de a-l cunoaște foarte îndeaproape. Jurnalul este dedicat prietenului Mircea Ivănescu, deși marele prieten al lui Matei Călinescu cred că rămâne Ion Fianu, dar ce vreau să spun este că această carte trăiește mai ales prin dimensiunea limbajului ei. Citind-o, recitind-o, editând-o, mi-am dat seama că Matei Călinescu, dincolo de personalitatea culturală pe care o cunoaștem, multilaterală, teoretician, critic, comparatist, poet, prozator, este un extraordinar stilistician. Pe alocuri mă furau frazele așa cum te fură numai frazele lui Proust. Cred că i-am spus și Lidiei, am senzația că veți scoate o carte de talie europeană. Iată, avem un Proust și noi. Chiar dacă îl avem prin reîntoarcerea la, cum spunea el, Itaca literelor românești. Revenind la trioul Mircea Ivănescu, Matei Călinescu, Ion Vianu și la privilegiul pe care l-am avut pentru că i-am cunoscut și îi cunosc, ei sunt prezenți în cultura română, dincolo de caracterul postum sau antum.
Aș spune că ei alcătuiesc un fel de cerc hermetic, sunt mateinii noștri, cum le plăcea și lor să se numească. Și revenind la ideea limbajului secret, aș spune că această carte tocmai asta oferă cititorului. Un limbaj secret despre care este imposibil să vorbești, cu atât mai mult în calitate de editor. Este o carte foarte vie în care îl veți găsi pe Matei sub toate formele lui, dar mai ales ca poet. Este o carte uluitoare. El este acolo, în acest limbaj, și este foarte viu. Și cred că veți cunoaște tocmai dimensiunea lui secretă. Probabil dacă ați citit cartea lui de teorie literară, a citit, a recitit, există acolo un capitol despre relectura ca căutarea secretului, ca joc și ca descifrarea unui secret, care de fapt este un secret despre tine însuți. În acest jurnal veți vedea că este un dialog între eu, tu, el, dacă știți și poezia lui Matei, jocul eu, tu, el, un ecou, reverberații. Trebuie să închei. Sunt atâtea multe lucruri de spus încât practic nu pot să spui nimic. Dar nu voi încheia înainte de a spune că sunt impresionată. Jurnalul acesta se termină ultimele zile ale lui Matei cu un fel de bucurie a lui Matei, bucurie tragică, tristă, dar totuși este o bucurie și acolo că familia lui de pe multe continente se strânge. Vreau să vă spun că familia lui s-a strâns aici, acum, este printre dumneavoastră. S-au strâns de pe mai multe continente și soția și fiica și nepoata și fiul și nepotul. Lui sunt aici pentru că Matei este viu prin această carte. Și vă mulțumesc foarte mult și îl invit pe Tancio să continue. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că în loc de 5 minute am 10. Asta este extraordinar. Ordina. Sunt absolut de acord cu ce zicea domnul Fianu, că abia de acum se deschide posteritatea substanțială a acestui om și trebuie să vă spun că se fac un fel de penitență a criticii literare românești care în majoritate preferă călinecianismul, preferă Giumbu Șlucărela, preferă One Man Show-ul, în timp ce lumea lui Vianu, care este cea mai perfectă natură catalitică de știință a literaturii din peisajul nostru, a dat mai mulți oameni, între care trei eseiști, trei cânditori, trei oameni care trebuie recuperați, care trebuie împinși cât mai în față. Primul este Matei Călinescu, al doilea este Sorin Alexandrescu și al treilea este Virgil Nemoian. Trei oameni care țin de tradiția Vianu, de cerchismul literar din Sibiu, care țin de lumea lui Edgar Papu, care țin de critica literară cărturărească, mai puțin de cea care în tradiție călineșteană și chiar lovineșteană folosește textul literar ca pretext pentru propriul show. Deci cred că astăzi, pardon de expresie mare, nu zic literatura română trăiește un moment istoric, este mult spus, dar posteritatea lui Matei Călinescu are un moment de vamă, de vamă bună, care sper să fie o trampolină pe care acest om o merită din plin. Eu sunt legat de el din 1969, aveam 16 ani și am prins acel șoc care a fost viața și opiniile lui Zaharias Lichter, cei de 16 ani de vârsta mea, eram înnecaz de fericirea mini-dezghețului Ceaușist de atunci, când apărea în amfiteatru două pagini, apăreau Heidegger traduse de Gheorghe Achiței și când l-am citit pe Zaharias Lichter în paralel cu cugetările lui Pascal, când eram împărțiți la liceu între Good Guys și Bad Guys, între Beatles și Rolling Stones, în 69 când vedeam festivalul de la Isle of Wight, Woodstock, și eram plin de Jimi Hendrix, de Zabriskie Point, Pink Floyd. Este o carte de fervoare a lecturii și de trăire a ideilor și de caligrafiere
a reflexivității, cum nu mai există în literatura noastră. Același lucru îl spun despre portretul lui M, care este un volum sfâșietor și absolut impresionant prin noblețea suferinței, prin maniera de cavaler al durerii. Cred că este alături de cărțile lui Max Blecher, este suferința nobilă a unui tată care are un copil autist, un băiat minunat, înalt și frumos, care însă suferă de sindromul Asperger și este jurnalul bolii lui, în care stilul, scriitura știe să facă un personaj și din tată și din fiu și știe să dea fără patetism, fără excese de empatie, fără lamento. Este una dintre cele mai frumoase expresii și mai nobile expresii ale durerii din literatura noastră. În al doilea rând, am fost legat în mod paradoxal de Matei, pe care nu l-am întâlnit în viața mea, pentru că, într-un fel substanțial, m-a scutit de a deveni informator al securității. În 1987, doamna Zoie Dumitrescu Bășulenga, când i-am cerut să mă duc în Bulgaria să-i aduc și eu suc, nectar, fiică-mii, Odănuțule, tu te duci în America. Și mi-a dat o bursă de 3 luni a IREX, International Research Exchanges, la Bloomington, Indiana. Să română, dau testul, TOEFL, tot, totul se aprobă și vine întâlnirea cu doamna securistă, era un cenzor la editura Academiei, în care îmi spune ce bine e la Bloomington, Indiana, o să vă întâlniți cu domnul Matei Călinescu, cu Ilinca Zarifopol și ne spune și nouă ce faceți, sunt. Adică îmi cere să devin informator, dar ce cuvinte folosiți. Numai așa, să ne dați impresii, și uite așa, n-am plecat nici în America, n-am ajuns nici la Bloomington, nici la Institutul Hoover și am evocat acest lucru ca să vă spun că eram legat inclusiv așa. Și ca să duc cinstea până la capăt, să vă spun că acest volum extraordinar de jurnal, memorii, mă rog, jurnal, evocări, confesiune, cum vreți să luați, m-a împăcat cu Matei, pentru că recunosc cinstit, am fost supărat pe el din cauza tratamentului aplicat la urmă lui Mircea Eliar, un om grație căruia a obținut recomandări, burse, un om care l-a împrumutat cu bani, l-a recomandat și față de care am crezut mult timp că Matei a avut un colț negativ reducționist apăsat. Acest volum mă împacă, mă face să înțeleg în sfârșit, așa cum a spus Livius Ciocărlie, în cea mai recentă carte a lui, avem câțiva oameni critici care știu să citească. Să nu râdeți, a ști să citești un volum, să-l analizezi obiectiv și să ai harul de a-l expune ideile, e un lucru mare. Ciocărlie spunea că acești trei oameni sunt, erau, de fapt, Lucian Raicu, de o parte, Ion Vartic și Matei Călinescu, asta spune Liviu Ciocărlie. Și vreau să vă spun că în acest volum aflați, mi-am notat rapid așa cât să vă dau o idee de amplitudinea lui, pagini despre matematica stângăciei la Borges, pe care l-a cunoscut foarte bine, despre stoici, despre Solzhenitsyn, despre prietenii lui extraordinari, Nichita Stănescu, ne spune chiar și despre frumoșii ani de amor ai lui Nichita cu Gabi Melinescu, când dormeau pe dușumea, își trăseseră cu creta un pat și dormeau acolo, după cum știe să scrie foarte bine despre iubirea dintre Heidegger și Hannah Arendt. Domnul Ion Vianu apare acolo ca portret pozitiv și apare Dan Petrescu, un portret în acva foarte superb, care m-a inus la suflet, care avem pe Alexandru George Inenarabilu, pe Ani Bentoiu, pe Nicolae Manolescu, pe Angela Marinescu, pe Mircea Martin, Ilinca Zarifopol, Alexandru Baltac, fiul lui Cezar, Mihai Sperios, Aurelian Creiuțu, Dan Șafran, Vlad Georgescu, un capitol interesant despre legăturile lui cu securitatea, despre Europa Liberă, posibilă lui asasinare, Nae Munteanu, Virginia Zeani, Petre Stoica, Lucian Răicu și Sonia Larian. Am lăsat la urmă pasajul care m-a atins și m-a bucurat și m-a șocat cel mai mult, cel despre Norman Manea și despre Adrian Marino. Execuție excelentă, adică execuție în rămare excelentă a vicilor și virtuților lui Marino. Dar la Norman Manea
nu cred că îi vor conveni relatările lui de aici, pentru că îl arată bolnav de suspiciune, vine în România la NEC, la New Europe College, condus de Andrei Pleșu, și nu vede prezențele din sală. Înregistrează absențele din sală. Nicolae Manolescu nu e, Dance Mihăilescu nu e. Ei, de aici până la acuzația implicită de antisemitism, și să afle acum că eu habar n-am avut de întâlnirea respectivă de la NEC. În sumă, că e ora 6, sunt convins că acest jurnal de memorii, care stă de două ori sub semnul morții. Odată stă sub semnul morții lui Matthew, este un volum scris ca terapeutică sau ca un fel de vis compensator, și de cealaltă parte stă sub semnul propriei lui boli, a propriei lui morți. Vreau să vă spun că există mai mult, nu pot să vă spun, decât să vă trimit la pagina respectivă ca să vă dați seama ce percepția morții și ce însemna durerea pentru acești oameni. Aveți la pagina, n-am rupt-o din carte, este un print, la pagina 429, o fotografie eviscerantă, tulburătoare, n-am altă epitet. În 7 octombrie 1958, prietenii aceștia buni, Cezar Baltag, Nichita Stănescu, Petre Stoica, Modest Morariu, Matei Călinescu și Mircea Ivănescu, Mopete, se întrebau, și sunt aici în poză, îmi place să cred că după niște voci serioase, cum se purta pe atunci, să știți că alcoolul are un rost binecuvântat în toate biografiile astea, se întrebau cine va muri cel din tâi, dintre noi. Și el zice, Nichita a fost primul, mare în 83, Modest Morariu în 88, Cezar Baltag în 97, Petre în 2009, cine va muri ultimul, și a fost Mircea Ivănescu, a fost într-adevăr el. Deci oricum vă spun că asemenea cărți sunt greu de găsit, o carte ca cu portretul lui M nu mai există, și într-adevăr ca unul care am scris în extaz despre amintirile în dialog dintre domnul Ion Vianu și Matei, abia aștept reeditarea corespondenței, care cred eu că va schimba mult din Dicționarul General al Literaturii Române, pedala pusă de Monica Spiridon pe teoria literaturii și pe postmodernități și pe etc. etc. Vă urez o lectură cu mult suflet, așa cum a scris și autorul. Vă mulțumesc! Scurt câteva precizări. E pentru prima dată că editura Humanitas are curajul acestei linii grafice. E ceva foarte nou și un tip de tipar, nu intru în vocabular tehnic acum. Dar să știți că pentru Matei Călinescu am căutat și împreună cu Angela Rotaru am găsit o soluție grafică ca să onorăm așa cum se cuvine aceste cărți. Se întrevede aici un desen al lui Dragoș Pătrașcu, e același în detaliu reprodus, Anatomia unui sentiment, e un titlu care dă de gândit. Vreau să-i mulțumesc numai decât Monei Antohi, care e ca redactor în spatele acestor prime trei volume din seria Matei Călinescu, să mulțumesc mult Adrianul Călinescu și să vă spun că da, astăzi a trebuit să fim foarte scurți, dar vă invit de pe acum, joi, 9 iunie, la librăria Humanitas de la Cișinigiu. Va fi o seară dedicată în întregime lui Matei Călinescu și îl vom avea ca invitat pe ambasadorul Statelor Unite, care l-a cunoscut pe Matei Călinescu. Deci, joi, 9 iunie, ne revedem. Mulțumesc!